Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM. Bună seara, bine v-am regăsit! Ediție specială Piața Victoriei, dezbatere despre educație. Ce facem cu școala? Ne luăm cu mâinile de cap și spunem că mai rău nu se poate, dar ce facem totuși ca să punem stop și ca să ne îndreptăm în direcția bună? Și de fapt, care este direcția bună? Suntem cam dezorientați în acest moment. Care sunt problemele și ce soluții există? Despre asta vorbim în această seară la Europa FM, în direct la radio și pe pagina de Facebook. Și vorbim despre asta exact cu cei care pot face ceva. Cei care au pâinea și cuțitul, cum am spus eu. Veți vedea, ministru și sindicate. Să începem prezentările. În studioul Europa FM, la dezbaterea despre educație, ministrul educației, Monica Anisie. Bună seara! Bună seara! Și vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, cu precizarea foarte importantă că ați făcut un efort și jonglați în acest moment între ședința de guvern, cu bugetul pe agendă și dezbaterea Europa FM, și apreciem asta. Spuneați, doamnă ministru, când ne-am întâlnit prima dată aici la Europa FM acum o lună, că veți face reformă în școală punând elevul în prim plan. Ei bine, pe elev îl avem aici în studioul Europa FM, Rareș Voicu. Bună seara, Rareș! Rareș este președintele Consiliului Elevilor din județul Brăila și vicepreședinte la nivel național și a bătut drumul până aici ca să participe la această dezbatere, pentru că dezbaterea este despre educație și educația este despre elevi. Așa credem noi la Europa FM. În studio v-am promis liderii de sindicat, Marius Nistor, președinte al Federației Sindicale Spirul Haret. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezență. De asemenea, a străbătut toată țara ca să ajungă în această seară la dezbaterea Europa FM și apreciem asta. Bună seara și mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu mare drag, abia așteptăm rezultatele acestei dezbateri. Profesorul Marian Staș, orientat spre rezultate, este coordonatorul programului Liderii Mileniului 3. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. L-ați cunoscut fără îndoială, dacă nu până acum, cu siguranță la o ediție recentă a emisiunii Piața Victoriei, când am vorbit despre reforma pe care Marian Staș o tot urmărește și pe care speră să o și pună în mișcare la un moment dat în educație. Și este aici Simeon Hancescu, președintele Federației Sindicale a Sindicatelor Libere din Învățământ. Bună seara și vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Să începem așadar, pentru că spuneam că punem elevul în centrul școlii. Haideți să-l punem în centrul acestei dezbateri. Rareș, am ajuns cu toții la părerea că nu e bine ce se întâmplă cu școala, dar am vrea să știm de la tine ce înseamnă școala. Ce înseamnă școala pentru un elev? Ai ajuns în clasa 11-a, la un colegiu din Brăila. Da. Cum ai ajuns aici, în clasa 11-a? Aici, în clasa 11-a. Școala pentru elev este un loc în care se formează, este un loc în care se dezvolte, este un loc în care crește. Cum am ajuns eu în clasa 11-a, am parcurs pașifile ăștia, cum am spus așa, am trecut prin examen, am trecut prin evaluări. Despre ce ar trebui să fie școala, cred că să vorbim fi mai încolo. Ce este școala în momentul de față? Ce ne doare, apropo de școală? Poate cumva cadrul perimat al sistemului de învățământ într-o altă. E o școală îmbătrânită. Îmbătrânită, da. Și da. Ce înseamnă pentru tine, un adolescent, ca școala să fie îmbătrânită? Ca școala să fie îmbătrânită înseamnă că nu se adaptează nevoilor și cerințelor societății, ci în mod implicit nevoilor și cerințelor elevilor, care sunt, până la urmă, cetățenii plini de mâine. Simți tu asta, că școala nu este adaptată la cerințele societății? În ce fel? Cum? Adică, acele competențe cheie pe care ar trebui să le deprindem înainte de școală și care ar trebui să ne ajute să ne integrăm pe piața muncii și în societate până la urmă, nu sunt prezente sau nu, hai să formulăm, nu le putem dobândi la momentul de față în sistemul de învățământ. Doamnă ministru, spuneați la începutul mandatului că vreți să reformați școala punând elevul în centru. Ce ar însemna asta? Spuneam de fapt că dedic acest mandat copiilor, tinerilor, pentru că îmi doresc ca ei să vină la școală și să se regăsească în școală, dar să vină la școală cu plăcere. Spuneam să se regăsească în școală, de ce? Pentru că, așa cum susținea și reprezentantul elevilor, școala trebuie să formeze caractere, să-i formeze ca oameni, să conducă la realizarea
tinerilor în parcursul lor de mai târziu. Spuneam mai devreme că școala este îmbătrânită. Școala nu aș spune că este îmbătrânită. Aș spune că școala este orientată, de fapt, pe conținuturi. Copilul trebuie să învețe, așa se spune de obicei, copilul trebuie să învețe cu tare conținut. Ar trebui, de fapt, școala să fie orientată pe dezvoltarea de competențe. Profesorul trebuie să se gândească, de fapt, ce, prin conținutul pe care eu îl livrez elevului, ce competență, de fapt, îi dezvolt? Cu ce îl fac eu pe acel tânăr să fie mai bun pentru societatea în care trăiește? Asta îmi doresc de la mandatul pe care îl am de ministru. Spuneați data trecută când am fost că este un mandat scurt, dar și într-un mandat scurt putem să facem lucruri bune prin colaborare, prin transparență, să luăm decizii predictibile și n-aș lua o decizie fără o consultare adevărată și fără o fundamentare științifică. Să luăm decizii de moment, eu cred că nu mai este cazul. Trebuie să facem o schimbare, așa cum spunea și reprezentantul elevilor. Dar haideți să o fundamentăm, această schimbare, și să nu mai gândim doar pe termen scurt, să o gândim pe termen mediu și lung. Luăm astăzi o decizie, dar ce implică asta și peste o săptămână, o lună, un an, 5 ani. Și care ar fi primul pas, doamnă ministru? Acum, la momentul acesta, avem posibilitatea să facem o schimbare, având în vedere faptul că există această lege care prevede reducerea numărului de ore. Dacă tot a venit această etapă a reducerii numărului de ore, putem schimba și perspectiva din care trebuie privit sau privită didactica. Să putem să realizăm niște programe școlare care să fie în acord cu ceea ce se întâmplă în viața reală. Să realizăm o formare a profesorilor, dar o formare reală, una inițială și continuă. Pentru că și profesorul are nevoie a se adapta, da, la cerințele societății de astăzi. Deja ați enunțat două linii pe care se poate merge în reformarea educației. Haideți să vedem ce părere au reprezentanții celor care lucrează în educație, nu? Marius Nistor și Simion Hancescu. Domnule Nistor, reducerea numărului de ore ne poate forța să reformăm educația? Dacă îmi dați voie, aș vrea să fac următoarea precizare. Ați început făcând o prezentare la modul următor, că în acest studio se află cei care au pâinea și cuțitul. Să știți că eu nu sunt în situația în care am cuțitul la dispoziție sau pâinea la dispoziție. Cei care pot să ia niște decizii majore, în momentul de față nu sunt aici. Ar fi trebuit să fie aici un ministru de finanțe. Chiar nu mă interesează orientarea politică, dar pâinea și cuțitul se află acolo. Pâinea și cuțitul se află de regulă la un guvern care trebuie să susțină ministrul educației în demersurile pe care le face pentru schimbări benefice sistemului educațional. Pâinea și cuțitul se află în Parlamentul României, acolo unde niște parlamentari care au fost aleși pe baza unor discursuri diverse pe teme de educație, cei care de dimineață până seara ne spun cât de prioritar este sistemul educațional, vin cu proiecte de lege, promovează legi care ar trebui să fie în interesul elevilor și al societății. Lucru care, din păcate, nu se prea întâmplă. Noi, în momentul de față, putem gândi aici schimbări pentru sistemul educațional, dar totul va depinde de susținerea care va exista în Parlamentul României, de susținerea care va exista din partea unui guvern și a unui ministru de finanțe, pentru că știți foarte bine, Ministerul de Finanțe a fost un super minister. Care cel ordinea? Care decide câți bani se alocă pentru fiecare domeniu în parte. Ori știți cu toții foarte bine în ce situație. Ce credeți că s-ar întâmpla dacă dinspre educație ar veni o viziune legată de drumul pe care să-l aibă acest domeniu și finanțele s-ar confrunta cu presiunea din partea educației
pentru punerea în practică a acestei viziuni. Dumneavoastră spuneți de fapt că nu avem reformă pentru că nu sunt bani? Dacă e să mă gândesc... Trebuie să țineți microfonul. A existat un ministru la un moment dat care spunea că nu poate face reformă reală dacă nu există bani și și-a dat demisia. Poate că gestul putea fi apreciat în acel moment, dar eu vă spun sincer că prefer un ministru care se bate în guvern pentru a obține finanțarea corespunzătoare. Un ministru care se bate în guvern pentru respectarea legii. Nu este suficient, atrag atenția, să ai numai bani, da? Ai nevoie de investiții serioase și știți unde anume? Care este problema cea mai importantă a sistemului educațional? Investiția în resursa umană. Și atâta vreme că sistemul universitar, pentru că și la ei a fost la un moment dat pâinea și cuțitul, ei au putut să facă cel mai puternic lobby la nivelul Parlamentului României. Ei trebuie să asigure resursa umană pentru sistemul de învățământ preuniversitar. Eu pot să spun astăzi categoric că, din păcate, colegii noștri din universitar au abdicat de la această datorie pe care o au față de elevii din România, față de societate. Nu au mai produs acele cadre didactice cu vocație, ceea ce este atât de necesar sistemului educațional. Domnule Nistor, dacă ar fi aici ministrul finanțelor Florin Câțu, ce strategie privind educația i-ați prezenta și pentru ce i-ați cere finanțare? Căci în acest moment, la ce poate răspunde ministrul finanțelor câtă vreme nu are nicio ofertă din partea educației de reformă reală și la final nota de plată? O să mă gândesc la declarațiile politice făcute inițial. Vom aloca 6% din produsul intern brut. Da, dar pentru ce? Ascultați-mă puțin. Declarația inițială. E și lege. Cum această declarație a fost nuanțată. Vom aloca un buget înspre 6% din PIB. Când ai spus înspre 6%, păi fără supărare, și 1% reprezintă ceva care se duce înspre 6%. Da? Deci, cu alte cuvinte, avem nevoie de niște declarații constante, de niște asumări clare. Da, da? Dar pentru ce? Eu, dacă ar veni 6% din PIB pentru educație, ar fi școala altfel principala acum? Principala investiție va trebui făcută în resursa umană și aici nu mă refer numai la componenta salarială, să fim foarte bine înțeleși. Salariile pot crește, dar chiar au crescut. Chiar au crescut, dar nu poți să ai neapărat rezultate pozitive. De ce ai nu? Ai nevoie de o pregătire corectă a cadrelor didactice. Ai nevoie de o identificare încă din sistemul de învățământ universitar a celor studenți care au vocație pentru astfel de carieră. Nu orice absolvent de învățământ universitar care obține o patalama automat poate să fie și un bun cadru didactic. Și am constatat acest lucru vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat în ultimii 10-15 ani. Deci, încă o dată, clar. Avem prevederi în legea educației naționale. Trebuie introdus masterul didactic ca o calificare foarte bună pentru cei care vor să fie cadre didactice și au vocație. Nu s-a putut aplica această măsură. Din cauza, dați-mi voie să vă întreb, din cauza lipsei banilor? Haideți să vă spun eu care este următorul lucru. Cea mai simplă explicație dată de unii, așa zis, și experți în educație a fost următoarea, n-au vrut sindicatele. Pe bune, a venit cineva să intereseze dacă eu, ca reprezentant al salariaților din învățământ, ca reprezentant al unei federații sindicale, m-am opus cu adevărat masterului didactic? Cum poate crede cineva o astfel de prostie? Cred că lucrurile ar fi, problemele ar fi trebuit căutate puțin prin mediul universitar. Haideți să vedem câte universități și-au dorit în mod real să promoveze masterul didactic din zecile de universități care există în momentul de față la nivel național. Și atunci, bineînțeles, avem nevoie de vinovatul de serviciu. Cine este vinovatul de serviciu? Sindicatele, liderii de sindicat. Când în realitate cine este? Cred că este o falsă problemă. Am înțeles. Când în realitate cine este Marius Nistor? Realitatea trebuie să o căutăm acolo unde există un refuz categoric pentru promovarea unor prevederi legale. Păi nu noi unde? Ne-am opus masterului didactic. Dar cine? Întrebați guvernele de ce au prorogat acele articole din Legea Educației Naționale. Și dacă cineva poate să demonstreze mie, liderului de sindicat și profesor în primul rând, Marius Nistor, că eu am cerut să se proroge articolul respectiv, da? Atunci o să recunosc partea mea de vinovăție, dar n-am cerut niciodată așa ceva. Și atunci, vă spun foarte clar, din păcate, în momentul de față avem niște specialiști, așa zis, specialiști care sunt pricepuți, știți la ce? În a găsi vinovați. O
ori eu nu în mai această nevoie. Dezbatere, Marius Nistor, nu a fost îndreptat degetul acuzator înspre nimeni. Nu în această dezbatere, prin urmare, nu la asta mă atunci refer. Haideți să... am creat acest spațiu pentru a identifica probleme și a găsi soluții, nu pentru a perpetua acuzații pe care nimeni nu le-a lansat, ca să ne putem apăra de ele. Vă rog frumos să nu deturnați discuția. Ați enunțat două elemente care mi se par foarte importante și aș vrea să ne oprim la ele, pentru că este aici Ministrul Educației, care ne poate răspunde la cele două probleme importante pe care le-ați enunțat. 1. Masterul pentru cadre didactice, doamnă ministru? Deja am luat decizia ca începând cu anul universitar 2020-2021 să organizăm în 5 universități să pilotăm masterul didactic. De ce mai e nevoie să-l experimentați câtă vreme există în lege? El există în lege, dar nu a funcționat până acum. Nici măcar nu a fost realizată o metodologie după care să se desfășoare acest program de master didactic. Deși în 2016, când am fost secretar de stat, s-a realizat un draft de metodologie. Încercasem să punem bazele acestui program de masterat didactic, nu s-a mai realizat nimic după aceea, a rămas... Aveți idee de ce? Ce anume sinceră să fiu, cred că universitățile s-au gândit că nu sunt pregătite, deci asta este părerea personală, că nu sunt pregătite pentru a realiza acest masterat didactic. Dar... deja o să punem săptămâna viitoare în dezbatere publică un draft de metodologie și toți partenerii vor fi invitați să ne consultăm pe această metodologie, iar în momentul în care voi aproba cifra de școlarizare pentru învățământul universitar de anul viitor, vom avea și locuri bugetate pentru masteratul didactic. Marius Nistor, ce beneficiu ar aduce experimentarea acestui masterat didactic și ne gândim că pe termen lung implementarea lui la scară națională? Vom avea acei profesioniști la catedră, oameni care să fie pregătiți în concordanță cu așteptările pe care societatea le are din partea lor. Ori în momentul de față știți că foarte simplu se poate obține o diplomă din asta din partea universităților care organizează cursuri de formare psihopedagogică, da, care sunt insuficiente pentru ceea ce este necesar sistemului de învățământ. Acum, dacă îmi este permiteți... vorba de... Da, da, dacă îmi permiteți, este o chestiune care nu a fost foarte prezentă în prim plan pentru opinia publică. În mod cert, dacă sindicatele și-ar fi dorit cu adevărat să avem masterat didactic, ar fi reușit să pună în mișcare lucrurile. Cel puțin asta este convingerea oamenilor din afara sistemului. Atunci când este să facem grevă pentru salarii, putem să mobilizăm cadrele didactice, însă când e vorba despre ceva ce ar reprezenta o parte din angrenajul reformei, deja ne dăm la o parte și o menționăm ca pe o problemă nerezolvată de 8 ani. Haideți să fim serioși. Aici discutăm de autonomie universitară. Dumneavoastră credeți că eu pot să fac grevă împotriva unor decizii pe care le au universitate din România? Deci, haideți să fim corecți. Dumneavoastră Dar așteptați de la ministru să facă ceva ca să forțeze universitățile. Deci, prin ricoșeu, dacă voiați... Trebuie să vă mai gândiți la următorul lucru, da? Ministru este un om. Poate avea în spatele lui guvernul, dar mai e un Consiliu Național al Rectorilor, da? Ai o sumedenie de oameni care conduc universitățile din România și care nu se subordonează niciun caz mișcării sindicale lui Marius Nistor sau lui Simion Hancescu. Dar este vorba de subordonare. Da, și care nu vor asculta niciodată de ceea ce vom spune noi, da? Cred că știți foarte bine cum este cu autonomia universitară. Poți să cer acest lucru, depinde de ei mai departe dacă vor accepta sau nu. Maria Staș, pare un mastodont greu de urnit această regândire a educației. Ascultând, n-avem bani, nu putem să forțăm aplicarea legii, practic e vorba de respectarea legii, nu? Da, este vorba de respectarea legii 1 din 2011, dar așa cum susținea și domnul Marius Nistor, termenul aplicării
articolului în care este prevăzut masteratul didactic, termenul a fost tot timpul prorogat. Numai că acum lucrurile trebuie să se așeze. Toată lumea a văzut că este momentul în care trebuie să pornim de la o formare inițială a profesorilor. Deci, ceea ce ar rezolva problema pe viitor. Pe viitor. Ce ar face însă ca lucrurile să se pună în mișcare pentru corpul profesoral care există în acest moment? Marius Nistor. Vă spun foarte sincer, stabilitatea din punct de vedere legislativ. Deci știți foarte bine, a existat o lege educației naționale, legea 1, vorba aceea acceptată, neacceptată, asumată, neasumată, nu mai are importanță în momentul de față. Ea a suportat zeci, sute de modificări. Acest lucru generează instabilitate. Nu știi de la o zi la alta ce anume se poate modifica, ce schimbări vor apărea. Prea desele schimbări, la un moment dat, generează această, cum să spun, dezamăgire din partea corpului profesoral. Are nevoie de transparență, are nevoie de predictibilitate, are nevoie de niște repere foarte fixe. Ori în momentul de față, noi ne confruntăm cu următorul aspect. Toți politicienii își doresc un nou pachet legislativ, dar dacă se poate, să poarte amprenta unui partid anume. Nu avem nevoie de așa ceva. Nu avem nevoie neapărat de o nouă lege. Ai nevoie de o strategie și de o viziune. Să știi foarte clar care sunt obiectivele tale, prioritățile tale, ce vrei să se întâmple cu tinerile generații și abia după ce ți-ai stabilit strategia și viziunea, vii și dai acea îmbrăcăminte legislativă. Existând un acord, dar nu neapărat un acord politic. Pentru mine contează mai degrabă acordul care există între cei mai importanți parteneri ai actului educațional și discut de elevi, părinți și cadre didactice. Și bineînțeles, nu vreau să ignor societatea civilă. Noi trebuie să impunem partidelor politice realizarea acelui pachet legislativ care să rămână neschimbat cel puțin un ciclu complet de învățământ. Maria Staș, promovați reforma în educație și aveți o idee, o propunere de schimbarea paradigmei în școala românească. Urmărind discuția din acest moment, credeți posibilă schimbarea paradigmei? Eu îi spun transformarea de sistem din motivele publice cunoscute deja și întrebarea mea așa, Rareș, tu ce înțelegi din ce am discutat până acum? Ce ai auzit din mesajele pe care le-ai auzit aici la vârf așa? Zim, tu, elev, reprezentant al elevilor. Reprezentant al elevilor? Da. Ce-ți spune? Ce-ți sună ție din ce... Că avem nevoie, adică lucrurile pentru care milităm și noi până la urmă, că avem nevoie de o formare inițială și continuă a cadrelor didactice care să fie până la urmă conectat așa la ceea ce cere societatea și la competențele de care avem noi nevoie și noi... Și că n-o să avem, de fapt. Și că n-o să avem. Avem nevoie, dar n-o să avem. Din vari aia motive. Aia nu. Ok. Mi-am propus ca în conversația din această seară să apăs așa cu strășnicie pe soluții, pe lucruri de făcut, așa că am să apăs eu bubele și pedala mutării conversației către zona asta de soluții, oricât de neconvenționale sau inconfortabile ar putea părea. Și primul comentariu pe care îl fac este cel legat de Rareș, că doar despre asta e vorba în propoziție, cum ar veni. Am auzit conversația despre ceea ce înseamnă importanța, relevanța carierii didactice, a activității profesorilor și așa mai departe. Viciul de logică, în opinia mea, este în felul următor, pentru că în condițiile unei construcții curriculare, unui model curricular prost făcut sau depășit de timp, comportamentul profesorilor va deveni unul duplicitar ca să-și mecherească sistemul și să-și poată face ei meseria așa cum se cade, oricât de performant. Dar chiar așa de proastă programa în acest moment? Nu e vorba de program, în primul rând. E vorba de ceea ce înseamnă aranjamentul, modelul de arhitectură curriculară, care este unul depășit de timp, pur și simplu. Adică în momentul segmentarea în care asta pe materie. Tot ce înseamnă construcția ca atare, cu foarte multe discipline, cu un dezechilibru puternic între ore și așa mai departe. Sunt mai mulți parametri care, de fapt, n-au rezonanță, așa cum tu ai menționat foarte bine, Rareș, cu ceea ce înseamnă nevoile voastre. Și am să dau două componente aici specifice, dacă mai avem ocazia aprofundăm. Pledoaria mea este pentru ceea ce numesc curriculum la decizia elevilor din oferta școlii, adică o deschidere prin care să învățați să decideți, să vă asumați consecințele deciziilor voastre. Iar din punctul de vedere al întrebării ce are școala de făcut și ce are de a educa,
pot să fac referire, de pildă, la Indicele European de Învățare pe întreg parcursul vieții, European Lifelong Learning Index, care definește patru categorii importante. Primele trei clasice, să știi, să faci, să fii, adică cu alte cuvinte, cunoștințe, deprinderi și atitudini, adică valori. Și a patra componentă importantă este a învăța să coexistăm, să funcționăm împreună, ca țesut social, ca societate. În 2010, România era pe locul 24 din 24 de țări europene măsurate la acest indice european de învățare pe întreg parcursul vieții. A doua pledoarie, deci, încă o dată, punctul zero, în opinia mea, este punctul de transformare curriculară, pentru că până când nu punem ordine în ceea ce înseamnă un model depășit de timp, nu mergem mai departe. Îngăduiți-mi să dau scurt și celelalte două componente importante. Pledoaria mea, și aici iarăși bag bățul prin gard și apăs buba, pentru că vreau și pot să fac lucrul ăsta, este pentru licență pentru profesia didactică. Așa că, doamnă ministru, nu ne împiedică nimeni să găsim măcar o universitate curajoasă. Uite, domnul rector Marlen Pirtea arde de nerăbdare să piloteze la Timișoara o licență pentru profesia didactică, sau doamna prorector Carmen Crețu la Iași, sau bunul nostru prieten Lucian Ciolan la București și Romiță, tot așa, prorector, oameni de educație, pentru că profesor de matematică e una și matematician e cu totul altceva. Eu nu sunt matematician, dar cred că predau matematică destul de bine. Ori pledoaria mea, și am să o închei și cu un exemplu pe care l-am făcut în urmă cu 3 ani la Sibiu, este pentru licență pentru profesia didactică și refuz să cred că n-o fi măcar o universitate așa puternică și deschisă care să piloteze așa ceva. Am vorbit și cu amicul Ioan Zițac, rectorul Universității Agora din Oradea, pentru povestea asta, pentru că cu 3 ani în urmă, la Rodica Țălnariu, la Colegiul Pedagogic de la Sibiu, am făcut următorul atelier de lucru. Au fost 50 de directori din colegiile pedagogice din țară și am împărțit așa, băi, sunteți câte 10 pe fiecare, faceți 5 universități. Proiectați o licență pentru profesia didactică. Și am avut 5 variante de programe de licență pentru profesia didactică. Al treilea proiect important, obligatoriu, este un proiect de transformare instituțională și am să-l spun acum cu toate vorbele, pentru că în spațiul public a rămas numai jumătatea de desființare a inspectoratelor. Moise, tu știi că eram anul trecut la Cotroceni. Când enunțul a apărut, da, desființăm inspectoratele. Enunțul complet este așa, inspecții școlare, da, inspectorate școlare, nu. Ce spun eu este nevoia de transformare sau de reproiectare instituțională a acestui act managerial, pentru că ce nu vrem, într-o Românie de secol 21, nu vrem inspectorate transformate, de fapt, în sinecuri politice, așa cum toți știm foarte bine. Dar eu ce vrem? Vrem, de pildă, foarte bună întrebare. Vrem, de pildă, un registru de furnizori autorizați de inspecție școlară și instituțională, care să pună în fapt actul managerial al inspecției școlare și instituționale, așa cum este firesc, dar care, de pildă, să nu fie subordonat furnizorului de educație, pentru că aici e aiurea povestea. De fiecare dată când avem nevoie de audit, mergem la Coopers Lybrand, nu mergem la noi înșine. Deci mergem la furnizori de audit extern, așa cum e firesc într-un act de inspecție școlară și instituțională. De pildă, în Marea Britanie, Ofsted, adică oficiul pentru care face așa ceva, este în subordinea reginei, dacă bine mi-aduc aminte, și nu în subordinea secretarului pentru educație, adică al guvernului. Așa încât, recapitulând, ca să închei povestea ca atare, de asta te-am întrebat și despre ce e vorba în propoziție, e vorba de trei proiecte care e obligatoriu să meargă mână în mână, și anume cel de transformare curriculară, cel de formare pe filieră didactică și de carieră didactică și cel de transformare instituțională, cu încă un amendament important. Acum suntem și pe urmă tac mult, dacă vreau. Putem să facem lucrul ăsta? Răspunsul este da. Țineți minte trei cuvinte. Articolul 26 din Legea Educației. Putem să decupăm, și aici am nevoie să batem palma toți ăștia cinci care suntem la masă aici, și cu Iulian Cristache, cu Federația Părinților, așa, batem palma și facem articolul, activăm articolul 26 care permite crearea de unități pilot și de aplicație. Așa cum au făcut frații de peste Prut cu Liceul de Stat al Academiei de Științe a Moldovei, în care au pilotat un model curricular necomunist de secol 21. Dacă vrem, putem cu adevărat, și asta este prerogativă de prim-ministru, doamnă ministru al Educației. Simion Hancescu, stă în puterea școlii românești de astăzi să facă acești pași? De exemplu, modificarea curiculei. Am ferma convingere că da. Și în opinia mea este un lucru esențial schimbarea curiculei din temelii. Din păcate, ce s-a întâmplat în România nu a fost în regulă. Reforma curriculară în ghemele s-a făcut anapoda, secvențial,
s-a făcut programa la clasa pregătitoare, apoi s-a sărit la clasa 5-a, la clasa 9-a. Nu, lucrurile trebuie privite la pachet. Planuri, cadru, programă școlară trebuie în același timp cap-coadă. Adică, cum vedem noi lucrurile? Primul pas pe care trebuie să-l facă, aici Ministrul Educației este pe unul principal. Trebuie să adune un grup de specialiști care să stabilească la toate disciplinele, sau primul pas, la cele fundamentale, până unde vreau să merg eu la matematică, la clasa 4, de exemplu, până unde trebuie să merg la clasa 8-a, unde trebuie să mă opresc la clasa 12-a. Pentru că acum, dacă ne uităm în programe, vedem că lucrurile în România sunt pe dos. De asta elevii care din România, din elevii de clasa 6-a, merg în Anglia în clasa 8-a. Pentru că avem programe complet anormal de încărcate, și asta pentru că nimeni nu a pus piciorul în prag, i-am lăsat pe oameni... Pe cine? Cei care au lucrat programe au vrut să vadă cât de competenți sunt și tot au pus și acum elevii evident că își fac cruci. Da? A ajuns un elev de clasa a patra să nu mai știe să rezolve o... De fapt, părinții elevilor sunt cazuri, părinții absolvenți de facultate care nu știu să rezolve o problemă de matematică clasa a patra. Deci nu este în regulă. Și al doilea pas. După ce se stabilesc aceste lucruri, mă opresc la clasa a patra, nu știu, la fracții. Îmi vine în minte un exemplu. Mă opresc în clasa 8-a la ecuații gradul 1. Apoi, pasul cel mai important, aș aduna cei mai buni profesori practicieni din toată țara să stea undeva adunați într-un hotel al RAPPS-ului timp de 6 luni de zile sau un an de zile, poate statul român să găsească acești bani, să stea la aceeași masă învățătorul cu profesorul de gimnaziu, cu cel de liceu, cu cel de facultate și să facă o programă normală. Dacă nu se întâmplă acest lucru, o să avem mai departe programe tot Marius Nistor? Incorrect. Și legat de ce spunea domnul Staș cu inspecția școlară, suntem într-un totul de acord că în acest moment lucrurile nu sunt în regulă și știm foarte bine ce se întâmplă în momentul de față. Vine un domn inspector, nu știu de unde, din minister sau de la inspectorat, la o unitate de învățământ și ce verifică? Cere de la director bibliorafturile cu hârtiile pe care le-au întocmit dascăl. Da? Sunt mormane, metri cubi, beau o cafeluță și pleacă bine de la școală, totul e în regulă, toată lumea are FB și constată după examen că procentul de promovare este 25%, 15%, chiar 0, și ne întrebăm dacă nu cumva ne furăm căciula. Cum ar trebui să fie, Sinan Hantescu? Foarte simplu ar trebui să fie. Să avem inspecția școlară să facă direct la clasă. Adică dacă vine cineva în inspecție, nu să meargă la directorul în cabinet să vadă hârtile, să meargă la clasă să vadă ce face profesorul și ce știu copiii. Mă scuzează, dar când este inspectorul în clasă, nu e clar că ora se va desfășura altfel decât se desfășoară în mod normal? Nu. Se pot găsi soluții în așa... O clipă. Doamna ministru vrea să intervină și să-i oferim posibilitatea și apoi continuăm discuția apropo de inspecție. Doamna ministru? Apropo de inspecția școlară, sunt întru totul de acord cu ceea ce susțin aici colegii mei. Într-adevăr, am fost director la Direcția de Inspecție Școlară din cadrul Ministerului Educației. Ceea ce se spune aici este perfect adevărat. Înainte să fiu director, se verifica atunci când se mergea de către inspectorul din minister în inspecția generală, efectuată la nivelul unei unități de învățământ, se verifica biblioraftul. Adică câte hârtii avem acolo puse. În momentul în care am făcut prima inspecție, în calitate de director, directorul unității de învățământ m-a sunat și m-a întrebat, doamna director, ce trebuie să pregătim, ce acte să pregătim? Și am răspuns simplu, niciun act. Când m-am dus în clasă, numai puțin să vă dau un exemplu. Cu toți colegii mei din minister, am intrat la ore și am verificat orele, calitatea actului educațional. Și ce am constatat acolo, în acel moment, ne-a dat de gândit tuturor celor care am fost prezenți acolo în inspecție. Și le-am spus colegilor mei din minister, nu
hârtiile trebuie să le verificăm, ci trebuie să verificăm modul în care se realizează ora la clasă. Când se întâmpla asta, doamna ministru? În 2016? Înainte, în 2014, 2015. Și s-a schimbat ceva între timp? Tocmai asta este că nu s-a schimbat nimic. Deci după ce am plecat din direcția de inspecție școlară, s-a revenit la același mod de a realiza inspecția. Ba mai mult decât atât, Ministerul Educației din 2016 17 și până în anul acesta nu a realizat nicio inspecție la clasă. De ce? Pentru că în Ministerul Educației directorul de la inspecție școlară nu avea calitate de a face inspecție, nu era profesor. Haideți să vedem cam ce ar găsi un inspector dacă ar putea să fie ca o muscă într-o sală de clasă, căci de fapt chiar și când deschide ușa un inspector să vadă cum se desfășoară ora de clasă, se pierde din eficiența inspecției propriu-zise, pentru că în mod cert atmosfera se schimbă. Rareș, ce părere au elevii cu care tu interacționezi despre profesorilor? Ce tipuri de profesori? Și hai să vorbim despre tipul de profesor problema, pentru că pornind de la premisa că lucrurile bune sunt de la sine înțelese și nu despre ele vorbim astăzi, și aș mai vrea să fac o precizare, Rareș este elev în clasa 11-a. Orice spui tu rămâne în acest loc și mâine nu va fi folosit împotriva ta la școală. Deci, cum sunt profesorii, Rareș? El însuși a fost victima unui profesor. Da, mă bucur foarte mult să aud perspectiva aceasta cumva centrată pe competențe și pe modul de predare, pentru că, într-adevăr, niște hârtii nu relevă absolut nimic. Și știm asta și din felul în care sunt evaluate către didactice, un proces, mă rog, în care nu are sens să intrăm acum. Cum sunt profesorii? Adică e destul de greu să fac o afirmație care să nu aibă caracter generalizator. Și tocmai de asta încerc să mă gândesc așa. Cred că la bază intențiile sunt bune, pentru că nu are nimeni interes ca elevii să plece de acolo fără informații, nu fără acele competențe. Însă, de multe ori, și noi la Consiliul Național al Elevilor primim sesizări din teritoriu deseori legate de astfel de situații în care cadrele didactice, poate în mod inconștient uneori, comit anumite abuzuri, un cuvânt foarte greu, dar e singur, uneori sunt chiar abuzuri. Exact. Și cumva cred că este foarte important ca transparența despre care vorbim atât des în spațiul public să meargă și până în sala de clasă. Poți să-ți imaginezi sau ai fost oare în situația în care având un profesor care vine regulat în clasă o dată pe săptămână, să spunem, ați avut o oră în care ați avut parte de asistență din afară? S-a schimbat ceva? Pentru că, de fapt, ce aș vrea totuși să recunoaștem cu toții este că prezența unui inspector în sala de clasă, chiar dacă urmărește calitatea actului didactic, influențează în mod radical atitudinea profesorului față de elevi. Marius Nistor, vă rog, că aprobați, dar la radio cuvintele contează. O să... Vă rog. Doar o clipă, vă rog. O să termină... Așa, da, nerăbdătoare să vorbim despre ce înseamnă inspecția în sala de clasă. Te rog, Rareș. Da, clar. Și cumva mă bucur foarte mult că, din nou, se pune accent pe partea aceasta umană a sistemului de învățământ, pentru că, din experiență proprie, atunci când poate există o inspecție de grad sau o inspecție de rutină la clasă, automat se pregătesc fișe de lucru, automat stăm cu toții frumos în bancă și... cu riscul de a... Mă rog, de a... Ați teatru? E trucată ora? Cumva, într-un fel, și are niște reminiscențe un pic comuniste, într-un fel sau altul. Și cred că deci ăsta este... Deci faptul că ești familiarizat cu expresii zise de genul... Zise experiență proprie, cum ar veni. Nu am trăit pe pielea mea, dar știu cumva în ce... Deja ce faptul că ești familiarizat cu expresii precum inspecție de grad, care mie îmi sunt total necunoscute, arată că se întâmplă lucrurile astea și că voi știți mai multe despre culisele educației decât ar trebui să știți. Marius Nistor, vă rog. Haideți să nu amestecăm acum inspecția de grad cu inspecțiile curente pe care ar trebui să le facă până la urmă inspectoratul școlar prin inspectorii de specialitate. Vedeți, în spațiu public s-a lansat la un moment dat, domnule, trebuie să dispară inspectoratele școlare. Mă bucur să aflu astăzi că Marian Staș de fapt vine și nuanțează declarația.
De fapt, ne interesează cum reformăm această instituție încât să răspundă așteptărilor sistemului. Am nevoie de o inspecție școlară de calitate. Am nevoie de un inspector școlar sau un inspectorat școlar care să fie aplicat înspre ceea ce trebuie rezolvat în sistemul educațional. Ori noi, în momentul de față, avem o structură care, am putea spune, că are o dublă subordonare. Pe de o parte este subordonarea către Ministerul Educației și este cea corectă, dar pe de altă parte trebuie să răspund și la cerințele autorităților locale. Și stăteam și mă gândeam la un moment dat, dacă desființăm inspectoratele școlare, ce punem în locul lor? Și auzeam tot felul de declarații că vom crea niște departamente pe lângă consiliile județene. Parol, moșer, și a dispărut politizarea când voi avea o direcție pe lângă consiliul județean. Haide să fim serioși, trăim în România. Bun, avem nevoie de inspecție școlară pe bune. Dar, încă o dată, atrag atenția că înainte de 89 și câțiva ani după, știți cum erau inspecțiile școlare? Ceea ce spuneau colegii noștri în perioada respectivă. Era inspecția școlară ce în haită. Veneau o serie întreagă de inspectori de specialitate, intrau într-o unitate de învățământ, neanunțând absolut nimic, și erau porniți să taie în stânga și în dreapta. Pe urmă, dintr-o dată a venit revoluția, lucrurile s-au schimbat, nu mai avem nevoie de inspecția în haită, da? Și am ajuns la tipul acesta de inspecție. Începem să verificăm documente. Chipurile documentele probează calitatea activității mele de cadru didactic. Nu este bine așa. De fapt, știți cum văd eu inspecția școlară? Nu trebuie nimic regizat, nu trebuie nimic anunțat. Inspectorul de specialitate trebuie să fie acea persoană care vine la mine în asistență la clasă, de la care pot învăța ceva și el la rândul lui poate să învețe ceva. Dacă eu nu am experiența didactică necesară, și este absolut normal, dacă sunt proaspăt debutant în sistemul de învățământ, vine și mă ajută și mă verifică periodic să vadă dacă am schimbat ceva, dacă va crește calitatea actului didactic. Aici, deci cu alte cuvinte, inspecția pe bune, inspecția corectă, neregizată. Marius Nistor, ce credeți că ar vedea un inspector școlar dacă s-ar uita pe camerele de supraveghere dintr-o școală, de pe holuri și din clasă, timp de 24 de ore? Ce credeți că ar vedea? În primul rând, dacă se uită la imagine... Microfonul, vă rog. În primul rând, dacă se uită la imaginile care sunt luate de pe holurile unităților de învățământ, nu știu ce mare lucru se poate constata. Dacă se intră la oră în momentul în care sună clopoțelul, dacă profesorii intră o dată cu elevii înaintea elevilor sau după ele... Și în clasă? Iar în clasă, aici lucrurile sunt mai nuanțate. Hai să în primul rând, că instalarea unor camere în sala de clasă nu se poate face decât cu acceptul cadrelor didactice. Nu ai niciun drept să faci acest lucru. Păi, în primul rând, este un lucru stipulat de lege. Gândiți-vă, gândiți-vă la un moment dat. Nu, o să fac o paralelă cu sistemul medical. Credeți că cineva va fi de acord să instalați o cameră într-o sală de operație ca să vedeți exact cum decurge operația respectivă? Până unde merge comparația? Nu, merge pentru că, încă o dată, este un drept al meu ca și cadru didactic. Eu o să vă spun... Dați-mi și mie voie să vă întrerup acolo unde simt nevoia. Spuneți. Să nuanțăm. Este și un drept al copiilor. Stați puțin, vă spun și următorul lucru. Trebuie să ai și acceptul părinților la un moment dat ca să înregistreze ceea ce se întâmplă în sala de clasă. Și vin și vă întreb mai departe, dacă fac o înregistrare, da, vis-a-vis de activitatea care se desfășoară într-o sală de clasă, cine anume, cum anume se stochează imaginile respective, cine anume are acces la imaginile respective, pentru că nu trebuie să ne imaginăm că oricine, da, își dorește automat, poate să aibă acces la acea bază de date. Pornind de la premisa că aceste imagini sunt stocate în siguranță și că acces... Pornind de la această premisă, aș vrea să purtăm discuția pe fond. Vreți să vă dau, să vă de răspund ce la așa să... Haideți să vă spun următorul lucru. De din punctul opune? Meu de vedere, ținând cont de tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani, eu nu aș fi împotriva instalării camerelor video în sala de clasă. Și știți de ce? Pentru că aceste camere video și înregistrările respective ar reprezenta cea mai bună protecție pentru cadrele didactice care își fac meseria cu adevărat și care sunt supuse unor abuzuri incalificabile. Din partea unor elevi, atrag atenția, unor elevi și a unor părinți. Nu generalizez, pentru că nu am dreptul să fac acest lucru și nu este normal să fac acest lucru, dar de multe ori apar situații de tipul acesta. Ori noi nu trebuie să permitem, așa cum nu permitem abuzul unor colegi ai noștri împotriva elevilor, în egală măsură nu putem accepta nici abuzurile care vin din cealaltă direcție. Absolut. Și atunci, dacă profesorii au, iată, un interes în plus pentru a avea activate aceste camere de supraveghere, de ce nu le-am avea?
Eu v-am spus cum văd eu lucrurile mai departe. Opțiunea este strictă a colegilor noștri. Dar sunt colegi care... Haideți să vă spun următorul lucru. Sunt unități de învățământ care au venit cu astfel de variantă, care monitorizează ceea ce se întâmplă în sălile de clasă. Și mai o soluție. Sunt și alte unități. Haideți să... Marian, au o fantă de sticlă. Asta vreau deci să spun. Ușa deci transparentă și să pot care știi, și au făcut da. O decupat ușa. Și au pus un geam. Un geam. E suficient. Da? Un geam ca să ce? Ca să vezi și ce este în sala de clasă. Să stai la ușă și să dar nu trebuie să geam? Stau la ușă. Nu asta mă interesează. Uitați-vă ce se întâmplă și în școlile americane. Unde vreți dumneavoastră. Da? Știu foarte clar că, gândiți-vă până la urmă, un director de unitate de învățământ, decât să stau toată ziua să mă uit pe cameră, să văd ce se întâmplă în sala de clasă, pot să trec liniștit pe un coridor, pot să intru în asistență la clasă dacă îmi doresc acest lucru. Deci sunt lucruri mult mai simple care nu înseamnă investiții atât de masive. Da. Ce cum schimb mentalitatea apropo de atitudinea pe care profesorul o are în sala de clase? Marian Staș. Ca să fac legătura cu ancora pe care Rareș tu ai pus-o privind relația dintre elevi și profesori, aș spune într-o cheie un pic mai largă, așa, pentru că, din punctul meu de vedere, modelul e un pic mai complex. Și aici am în vedere triada obligatorie elevi, profesori, părinți, care poate fi un cerc vicios sau un cerc virtuos. Și am dorit să intervin aici pentru că, în prima parte a intervenției, am constatat așa o notă cu care nu sunt deloc de acord și o spun public cu toate vorbele. Sunt și profesori care își fac treaba și profesori care nu își fac treaba. Sunt și profesori integri, oameni de caracter, după cât sunt și oameni care rămân corigenți la capitolul cu pricina. Prin urmare, dacă mă uit la cele două dimensiuni importante, competență și caracter, lucrurile stau la fel de valabile și în ceea ce vă privește pe voi, iubiților, competență și caracter, deci cum sunteți oameni de cuvânt și de onoare și câtă carte știți, și la fel de bine stau lucrurile și în ceea ce privește rolul și implicarea părinților. De aici am pus triunghiul care poate fi vicios sau virtuos. În termeni de specialitate, situația poartă numele de eroare de atribuire. Cel mai ușor este că atunci când nu facem lucrurile cum se cade și iese nasol, pe cine dăm vina? Păi pe profesorul care nu mă învață și pe părintele care mă ține ocupat, mama și tata, să fac așa. După cum, la fel, în rolul de părinte, dacă iese prost la școală, cel mai ușor e ce să spun. Bă, naibii copilul ăsta nu învață cât am făcut și profesorul e vai mama lui. După cum, la fel, în cazul în care un profesor nu-și face treaba așa cum ar trebui să o facă, și am să vă dau și un exemplu ca să vedeți de ce poate să însemne o conversație despre educație de secol 21. Cine-s vinovați? Păi părintele care nu se ocupă de copil și copilul care nu învață, bineînțeles. Ia câte un exemplu de cerc vicios în care toți pasează pisica în altă zonă, când probabil că primul lucru pe care ar trebui să-l facem e să vedem eu ce n-am făcut și ar fi trebuit să fac. Ok? De pildă, ca părinte, să mă ocup serios de ceea ce înseamnă copilul meu și să nu cumpăr libertatea și timpul meu cu bani. Așa? Ca profesor, să-mi fac datoria, să nu intru cu 10 minute mai târziu, să ies cu 10 minute mai devreme, să-mi fac SMS-uri și așa mai departe. Iar ca elev, să învăț ce ar fi să fie. Iar ca exemplu scurt, așa, de ceea ce înseamnă o repoziționare și o nevoie de altfel de formare pentru profesor, am să vă dau un scurt exemplu, așa, foarte relevant din punctul meu de vedere, cu privire la poziționarea în dialogul dintre profesor și elev, că mă întrebați sau discutam înainte de emisiune, cum putem să cadrăm conversația altfel. Probabil că cel mai important enunț la ora actuală sau cel mai des folosit enunț este: ați înțeles ce am spus? Sunt profesori, da? Ați înțeles ce am spus? Când, asta înseamnă, zi te rog. Când poate ar trebui să spună m-am făcut înțeles. Sau am explicat clar sau aveți întrebări. V-am dat un exemplu de ceea ce înseamnă verificarea cunoștințelor, care poziționează conversația în două situații total diferite. În primul caz, tranzacție părinte-copil, pentru că dacă n-ai înțeles, a ta e responsabilitate, ești vai de mama ta, nu te pricepi ce am spus, pe când în situația a doua am explicat clar, aveți întrebări, asta înseamnă o cadrare de tip adult-adult care invită, de pildă, la o discuție între egali și nu la o poziționare inegală de tip părinte-copil. Ia câte numai un exemplu despre ceea ce înseamnă nevoia de altfel de formare pe filieră didactică, licență pentru profesia didactică. Da. Alice Iacobescu, și trecerea de la starea de fapt de acum la această stare de fapt, Marian Staș. Mulțumesc pentru întrebare. Acum e momentul de a răspunde la o astfel de întrebare. Încă o dată, elefantul e mare rău de tot și ne doare și ne curge sânge din nas, pentru că atunci când vorbim de 7.000 de școli, de un sfert de milion de profesori și de 3 milioane de copii, e greu, e mult, doare. Dar cred că nu ne doare sau n-ar trebui să ne doare să acceptăm că 2-3 modele
pilotate cu bună credință pot fi egal valabile, că putem să decupăm un număr de școli care să ardă corăbile și să pornească la modele de resurse umane, de transformare instituțională, de modelare curriculară, de pilotare curriculară, total diferite de secol 21, pe care să le pilotăm, să le validăm, să le măsurăm, pentru ca în următorii 10 ani de zile să trecem de pildă două serii sau trei serii de copii prin modelele respective. Repet, așa cum au făcut începând cu Maia Sandu și Liliana Niculescu-Onofrei în urmă cu 10 ani și închei în ciclul Monica Babuc, acum 2 ani când a fost ministru și a zis, domne, unde suntem acum? Au validat, au măsurat, au evaluat și decizia politică și de politici publice a fost de extindere, de generalizare a modelului. Este critică funcționarea de tip două drapele, două imnuri, așa cum am menționat, pentru că a transformat peste noapte un sistem atât de inert și atât de încremenit în proiect total nerealist și este imposibil. Marius Nistor? Eu aș vrea să vă spun următorul lucru. Deci s-a căutat de multă vreme să identificăm care sunt vinovații de starea actuală a sistemului de învățământ. Am trecut de acea fază, Marius Nistor. Bacă-s elevii, bacă-s părinții, bacă-s profesorii. Eu zic că trebuie să depășim de fapt această etapă. Știți de ce? Trebuie să trecem la etapa în care ne asumăm lipsurile pe care le are fiecare parte, fiecare parte implicată în ceea ce înseamnă act educațional, și profesorii, și elevii, și părinții, și împreună începem să reclădim un sistem care să conducă, știți la ce? La recâștigarea încrederii. Astfel încât elevul să aibă încredere în mine ca și cadru didactic, eu să am încredere în părinți, părinții în mine și așa mai departe. Un sistem în care se reinstaurează încrederea, este un sistem care va funcționa normal. Eu am nevoie de elev ca aliat al meu. Am nevoie să simt părinții alături de mine. Nu sunt dușmanii mei, nu pot accepta genul acesta de retorică. Sunt aliații cu care eu pot să schimb sistemul. Total sau noi putem schimba sistemul. Acceptați cu condiția să ne furăm căciula. Cu condiția să ne furăm căciula, da. Acceptați sau nu retorica, în acest moment așa par să stea lucrurile. Avem un triunghi pe care l-a invocat imediat, Rareș. L-a invocat Marian Staș, care reprezintă legătura elev, cadru didactic, părinte. Și constatăm că există foarte multă ostilitate în acest triunghi. Dar pentru că ați spus, Marius Nistor, că este momentul să vă asumați, spuneți-ne ce anume vă asumați din perspectiva de lider sindical în educație. Să mă asum. Păi, haideți să vedem ce ar trebui să mă asum eu în momentul de față, că nu am făcut tot ce trebuia să fac într-adevăr ca să avem o legislație stabilă. Da, n-ar trebui să fac acest lucru din punctul meu de vedere. M-am bătut ca să avem o lege. Și atunci cum arată asumarea despre care vorbeați? Pentru lucrurile care nu merg bine în sistemul educațional. Vreau să vă spun următorul lucru. Noi ca federație am mers la un moment dat pe o schimbare de atitudine a corpului profesoral. Pe ceea ce vă spuneam mai devreme. Vreau să recâștig încrederea partenerilor mei. Vreau să recâștig încrederea părinților și a elevilor. În ce fel? Și atunci noi am mers pe ideea să nu asigurăm protecție pentru cei care nu-și fac datoria. Asta vă spun din start. Asta înseamnă că recâștigați încrederea, deci să jucați corect la un anumit noi nivel? Am jucat, nu vă supărați, păi noi am jucat corect. Și nu e vorba de a juca corect. Cum adică corect? Să nu asigurați protecție cuiva păi care greșește? De când era ăsta rolul sindicatului să protejeze pe cine greșește? Păi nu, dacă să formulez întrebarea până la capăt. Da. Am terminat de fapt. În permanență s-a acreditat ideea că noi ca organizații sindicale susținem toate cadrele didactice, indiferent dacă acestea desfășoară o activitate didactică de calitate sau nu. Este a doua oară, rog, în această dezbatere să nu mai proferăm idei care s-au acreditat în altă parte. Nu, stați puțin, vorbim despre ceea ce se discută în acest studio. Nu are legătură cu ceea ce vă spun eu. Și drept urmare, noi am încercat să demonstrăm acest lucru. Voi susține în totalitate, da? Un tratament corect al cadrelor didactice. Dar nu e asta normalitatea, Marius Nistor? Da, ne asumăm normalitatea? Așa ar trebui să fie, da? Normalitatea ar fi să respect o lege, nu să mă bat pentru respectarea legii în România. Asta nu este tot normalitate? Dar noi suntem într-o situație anormală. Spuneați mai devreme că suntem parteneri, da? Elev, cadru didactic, părinte. Și că fiecare ar trebui să-și asume ceea ce greșește în această relație. Și eu v-am întrebat, ca reprezentant al cadrelor didactice, ce vă asumați că greșește corpul profesoral când vine vorba despre actul educației? Atrag atenția că nu pot vorbi de întreg corpul profesoral. Avem profesori care au vocație pentru activitatea respectivă și poate profesori care nu sunt bine îndrumați astfel încât să aibă rezultate educaționale de calitate. Și poate unii care nu au niciun fel de vocație pentru activitatea didactică.
Cum îi descoperim și cum facem diferența între unul și altul? În funcție de rezultatele pe care le ai în actul didactic. Și ce facem? Și aceste lucruri se pot constata prin inspecțiile școlare, aceste lucruri se pot constata prin rezultatele pe care le obții nu numai la examenele naționale, nu numai la olimpiade, că vedeți la un moment dat vorbim de profesori de calitate numai dacă avem rezultate. Ce arată PISA 2018 în viziunea noastră? Anumite deficiențe ale sistemului educațional. Și vedeți la un moment dat, noi am spus cel puțin următorul lucru, că programele școlare, da, nu sunt gândite în momentul de față și adaptate la ceea ce înseamnă testele PISA. Unii s-au grăbit să spună foarte rapid, domne, n-au dreptate sindicatele, n-au dreptate liderii de sindicat. Eu aș vrea să vă spun următorul lucru. Am discutat cu cadre didactice, cu reprezentanții colegilor naționale din România, oameni cu autoritate. Și îi spun următorul lucru. Avem programe școlare, avem programe școlare bune pe verticală, dar aceste programe școlare nu sunt corelate pe orizontală. Și atunci, din ce înseamnă, mă scuzați, pe verticală și pe orizontală? Explicați-ne. Este vorba de conținut, este vorba de, dacă discută disciplina matematică, da? Sunt niște lucruri bine conturate în programa școlară. Știu ce anume trebuie să fac, da? În programa în cauză. Dar mai departe, eu când dau un test PISA, vin și în vin cunoștințe care țin de matematică, de fizică, poate de chimie, de biologie. Cum e viața? PISA exact. Este cum e viața. PISA este cum e viața. Și școala românească și cum e. Deci programele școlare în momentul de față nu sunt corelate pe orizontală. Nu există o corelare între programa de fizică și programa de matematică. Vă dau un exemplu. Nu există o legătură foarte clară între programa de la biologie și programa de la fizică. Și atunci rezultatele sunt ca atare. Dacă Marius, vreți să... Dacă spuneți. PISA este cum e viața și programa nu este cum trebuie pentru PISA, atunci cum e școala românească? Păi școala românească este exact așa cum au vrut-o cei care au avut pâinea și cuțitul. Cum este? Păi, din păcate, nu este adaptată la ceea ce se așteaptă societatea din partea unităților de învățământ. Și dacă nu este așa, cum este? Păi trebuie să schimbăm lucrurile. Da, dacă ceea ce se întâmplă în momentul de față nu este în regulă, categoric că trebuie să venim cu niște schimbări. Dar aceste schimbări trebuie gândite. Nu fac schimbări doar de dragul de a face schimbări. Dar din ce spuneți dumneavoastră, pus cap la cap de 5 minute încoace, este că schimbarea trebuie să se facă, dar nu de la dumneavoastră. Dar n-am spus că nu de la noi. Păi câtă vreme v-am întrebat ce vă asumați? Doamna... ca reprezentant al cadrelor didactice. Atitudinea. Pentru ce nu merge atitudinea, bine? Atitudinea, pentru că vedeți, s-a mers pe ideea că toată lumea este vinovată, mai puțin noi. Avem și noi partea noastră de vinovăție. Și vă dau iarăși exemple. Abia aștept. Da. Vă rog, dați-ne exemple. Vă dau exemplele respective. Deci în momentul în care nu intri la oră atunci când trebuie, intri după elev, este un exemplu negativ care afectează imaginea. Lucru. Vă dau doar, v-am dat un singur exemplu. Mai sunt și alte aspecte. Dați-mi voie. Când o învățătoare de școală primară, da? O învățătoare de clasa întâi, lipește un bilet pe spatele copilului. Este inacceptabil. Și îl scoate pe holul școlii în pauză ca să aibă parte de audiență maximă. Ce e asta? Eu o să vă spun următorul lucru. Când au fost situații de genul acesta, ca să înțelegeți cum este cu partea de asumare, noi, ca reprezentanții organizațiilor sindicale, am reacționat și am cerut sancționarea drastică a celor care au greșit. Da? Ce arată lucrurile acestea asta? Noi le-am făcut. Dar ce arată asta? Pentru că nu are niciun caz vocație pentru a lucra cu copiii. Vocație? Asta vă spun din start. Că nu poate lucra într-un astfel de mediu. Ține până la urmă de statutul și prestigiul profesiei în cauză, că nu s-a făcut o selecție corespunzătoare pentru profesia respectivă. De asta vă spuneam că mediul universitar... Este un motiv să dai afară, să concediezi un cadru didactic pentru asta? Da, e posibilitatea să o faci. În baza a ce? În baza legislației în vigoare. Imputându-i ce? Comportamentul respectiv. Poți face o comisie de cercetare, scrie poți constata... Scrie în lege că n-are voie să-i pună un bilet pe spate în școală? Haideți să fim serioși acum. Dar trebuie neapărat, foarte serioși. Dar trebuie neapărat să scrie așa ceva? Până la urmă, există un statut al cadrului didactic, așa cum este el. Trebuie să respecti niște norme, niște reguli. Ești într-o sală de clasă, este într-o unitate de învățământ. Trebuie să ai un anumit comportament. Dar știți ce se întâmplă? Bun, noi ne asumăm aceste greșeli ale unor colegi ai noștri, un număr mic, din fericire. Dar, pe de altă parte, haideți să nu generalizăm și să creăm o imagine generală. Că toți ar fi la fel. Că vedeți... Punem în prim plan numai exemplele negative și încercăm să trecem în plan secundar ceea ce se întâmplă bine în școala română. Mă întreb dacă avem cumva proporția exemplelor negative și a frecvenței lor, domnule Nistor, pentru că se întâmplă ca noi să fim 6 aici în acest studio și eu să fi avut această experiență într-o școală din București. Și mă întreb oare câți din părinții care au astfel de experiențe vin până la dumneavoastră să vă spună cât de frecvent se întâmplă asta. Eu vreau să vă spun următorul. Noastră vorbiți despre excepții.
Păi nu pot generaliza niciun caz. Dar le numiți automat excepții. Păi sunt excepții. Nu putem spune în momentul de față că toate cadrele didactice se încadrează la categoria aceasta a excepțiilor. Da? Haideți să fim serioși. Nu putem învinovăți în loc. Nu este normal și nu este corect față de marea majoritate a colegilor noștri. Dar, încă o dată, nu vreau să căutăm vinovații. Da? Căutăm numai vinovați. Ne asumăm răspunderea fiecare parte în fiecare parte. Eu vreau să vă mai spun ceva până la urmă. Credeți că mie mi se pare normal în momentul în care sunt cadru didactic să mă trăiesc în sala de clasă, îmi intru un părinte? Absolut deloc. În timpul orei? A cui e responsabilitatea? Dumneavoastră credeți că mi se pare normal să mi se spună cum anume ar trebui să corectez o lucrare, un test, da? Dumneavoastră vi se pare normal să mă învețe cineva care nu are niciun fel de experiență în domeniu cum ar trebui să-mi fac eu meseria? Deloc. A cui eu nu pot permite, da, eu nu pot permite să dau lecții nimănui. O secundă. Mai avem încă 10 minute de dezbatere și m-aș bucura să extindem un pic conversația. Doar o clipă. Cu opiniile. Așa să plasăm responsabilitatea, pentru că pare că e din nou o relație ostilă. Sunt situații de părinți care intervin în actul didactic și întrebarea este a cui e responsabilitatea pentru a face ca asta să nu se mai întâmple. Vreau să vă spun următorul lucru. Dumneavoastră credeți că pentru acele excepții nu o să avem noi o relație bună cu părinții? Dumneavoastră v-ați gândit câți părinți deosebiți vin și sunt alături de cadrele didactice? Sunt mult mai mulți cei care țin aproape de școală, cei care încearcă să susțină școala în toate demersurile pe care le fac, așa cum și majoritatea elevilor fac exact același lucru, iar aceste excepții, da, nu ar trebui să conducă la o blamare a corpului profesoral sau o blamare a părinților sau a elevilor. Eu am vorbit doar de atât, să ne asumăm fiecare răspunderea pentru ceea ce nu facem bine, da? Și acum vă dau un exemplu, o nemulțumire aș putea spune. Dacă noi am știut să luăm poziție publică în situația în care s-a constatat că un cadru didactic, așa cum dădeați dumneavoastră exemplu, a agresat un copil printr-o astfel de atitudine, dar acel cadru didactic care în plină oră se trezește cu o elevă care începe să cânte o manea, da? În care îi ura toate cele bune și îi dorea inclusiv moartea, da? Nu credeți că mi-aș fi dorit și eu să văd o reacție din partea elevilor vis-a-vis de atitudinea acelui coleg al lor? Știți de ce? Pentru că eu nu pot rezolva singur o astfel de problemă comportamentală. Lucrurile acestea se pot rezolva doar împreună cu ei, doar împreună cu părinții. Da, mulțumesc. Vorbim despre colaborare și despre lucrat împreună. Într-adevăr, sunt situații nefericite în care au loc abuzuri și de o parte și de alta a baricadei, să spunem. Sunt cazuri nefericite în care profesorii comit abuzuri și sunt cazuri la fel de nefericite în care elevii comit abuzuri. Noi milităm pentru respectarea drepturilor, dar și pentru îndeplinirea îndatoririlor și a obligațiilor elevilor. Și am vorbit foarte mult despre asumare și mi-a tras foarte mult atenția acest lucru, despre o asumare reală, constantă și pe bune. Și despre cum nu trebuie să blamăm cumva un actor sau altul al societății sau al sistemului educațional. Mi se pare foarte important și cumva, într-un fel sau altul, curios faptul că după ce am primit până la urmă rezultatele testelor PISA și am văzut că sunt cu adevărat dezastruoase, în spațiul public s-a format așa un fel de minge a vinei, într-un fel sau altul, care a fost pasată de la un actor sau altul. Și în momentul în care vina, să spunem că în spațiul public, s-a îndreptat într-o direcție, cumva acea vină a fost direcționată către noi, că elevii nu vor să învețe și asta s-a văzut în poziții oficiale cu care s-a ieșit în presă din partea federațiilor sindicale, că elevii nu își doresc să învețe, că este vina elevilor pentru că aceste rezultatele testelor PISA sunt care sunt și noi am ieșit cu o poziție oficială în care am infirmat aceste lucruri. Pentru că dacă noi ne dorim să avem o asumare reală în sistemul de învățământ și o colaborare reală, trebuie să avem pe bune o asumare n-aș numi o vină, dar a responsabilității, poate, și să vedem ce putem face ca să mergem înainte și să evoluăm împreună, prin colaborare. Și încă un lucru foarte important, se vorbește despre vocația didactică. Cred că este la fel de important și noi milităm pentru asta aproape zilnic la Consiliul Național al Elevilor, pentru o consiliere psihologică și psihopedagogică și de carieră a elevilor, care să se facă așa cum trebuie. Pentru că dacă am avea elevi care ar fi consiliați pentru carieră, nu am mai ajunge să avem nici persoane care să își aleagă cariera în mod corect, nici profesori fără vocație care să ajungă să predea în fața a sute de elevi. Și nici elevă care terorizează o profesoară în clasă. Exact. Pentru că eu v-am întrebat, Marius Nistor, a cui este responsabilitatea? Pentru că cineva trebuie să aibă ca sarcină
să fie în siguranță într-o școală și cadrele didactice și elevii în egală măsură. Și deja iarăși vedem că suntem pe poziții divergente și într-o relație de ostilitate. Nu, nu este o relație de ostilitate între noi și elevi, între noi și părinți. Vreau să spun că toate aspectele acestea sunt discutate. Ne consultăm și încercăm să găsim soluțiile cele mai indicate. Dar vedeți, vrem un mediu care un mediu sigur pentru copii, profesori, în unitățile de învățământ. Păi totul depinde până la urmă și de finanțarea sistemului de învățământ, de modul în care se implică autoritățile ce locale. Ce am auzit aici avea mai puțin de a face cu finanțarea. Stați puțin, nu are legătură. Are mult de a face cu atitudinea. Atitudinea, da, dar pe de altă parte, pe lângă atitudine, am nevoie și de acea infrastructură necesară pentru buna funcționare a unității de învățământ. Bun. Cum pot să asigur eu climatul de siguranță într-o unitate de învățământ unde nu am pază? Cum pot să mă descurc în școli unde, de pe raza unei unități administrativ-teritoriale, unde autoritățile locale retrag paza pe motiv că nu sunt bani? Lucrurile acestea nu se pot rezolva doar prin schimbarea mea de atitudine, da? Revenind la ceea ce putem să facem, din perspectiva educației, ministrul educației este aici. Doamnă ministru, s-au enunțat mai multe paliere pe care s-ar putea declanșa schimbarea. Curicula pe care o invoca domnul Simion Hancescu mai devreme și pe care și dumneavoastră spuneați la un moment dat că vreți să o reformați. Care sunt pașii și în ce fel și când vom vedea rezultate? S-au desprins din discuțiile din seara aceasta și poate mai continuăm discuțiile și altă dată pe tema aceasta, pentru că aveți un panou acolo care definește o generație în derivă. Poate că nu este bine să ne gândim că suntem în derivă, ci haideți să punem umărul cu toții și să construim ceva bun, pentru că aici, spuneam, s-au desprins niște idei foarte bune. Vorbim despre o transformare curriculară. Așa este. Avem nevoie de ea și o putem face. Cum o facem? Care e obiectivul? Primul pas pe care trebuie să-l facem este să construim aceste planuri cadru, așa cum spunea domnul Simion Hancescu, să le construim de la clasa pregătitoare și până la finalizarea liceului, fără aceste întreruperi pe care le-am avut de-a lungul timpului. Pentru că le-am avut, am construit pe cicluri și nu am privit de la un capăt la celălalt. Nu am construit până în 2016 un profil al absolventului. În momentul în care a trebuit să realizăm planurile cadru pentru gimnaziu, deși ar fi trebuit de 3 ani să fie elaborate aceste planuri, cadru și programele, în 2016 m-am trezit că trebuie neapărat să facem cât mai rapid acest lucru și am întrebat specialiștii cum trebuie să facem să construim aceste planuri, cadru. Ce trebuie de fapt să urmărim? Să urmărim profilul absolventului, adică ce ne dorim să avem la finalul gimnaziului, cum ar trebui să arate aceste planuri cadru. Apoi construim niște programe care să, așa cum spunea domnul Marius Nistor, trebuie să fie aplicabile și care să urmărească interdisciplinaritatea, transdisciplinaritatea, ceea ce nu există la momentul acesta. În 2016 am încercat să realizăm, să introducem în planul cadru un opțional un opțional de transdisciplinaritate pe care să-l realizeze începând cu clasa a 5-a până în clasa a 8-a. Știți ce s-a întâmplat în 2016? A fost scos. De ce? Nici în ziua de astăzi nu știu. A doua idee care s-a desprins a fost că ne trebuie o școală de profesori. O licență pentru profesori. Da? Așa a spus domnul Staș. Așa este. Putem face lucrul acesta și sunt universitari care mi-au solicitat lucrul acesta. Sunt profesori din universitățile din România care spun că este nevoie să nu mai fragmentăm pe diverse facultăți, facultatea de matematică, de fizică și așa mai departe, ci să construim o școală de profesori. Și nu în ultimul rând, deci putem porni aceste lucruri, s-a spus aici despre o inspecție pe bune. Da,
Și acest lucru trebuie realizat, dar această inspecție pe bune trebuie să urmărească și consilierea profesorului, nu doar să vină, așa cum spunea domnul Nistor, să vină în haită inspectorii și să urmărească profesorul. Ce presupune să ai o inspecție pe bune? Înseamnă să angajezi oameni, să instruiești oameni? Ce presupune? Păi dacă vom avea niște profesori bine pregătiți, niște inspectori care să înțeleagă și procesul de inspecție, că să știți că nu este chiar așa. Am trăit și momentul în care un inspector de matematică a fost în inspecție la o clasă și după ce s-a terminat inspecția, întâmplător eram prezentă și pe acea doamnă profesor a certat-o timp de vreo 10 minute pentru că nu a aplicat toate metodele, n-a avut fișă de lucru și așa mai departe. Dar acel profesor era cadru didactic într-o unitate de învățământ în care acei elevi de-abia intraseră la liceu cu niște note foarte mici, medii de 2, 3 și așa mai departe. Iar profesoara, la ora respectivă, a făcut cu ei lucruri pe care trebuia să le facă în gimnaziu. Adică ajunsese deci a fost să facă inclusiv tablă. Să recupereze. Tabla, exact, să recupereze. Ora următoare, știți ce am făcut? Ca să văd până la urmă, să-l învăț și pe acel inspector ce trebuie să facă. L-am pus pe dumnealui să predea elevii. I-am spus, în calitatea mea de director în cadrul Ministerului Educației, dumneavoastră sunteți în subordinea mea, vă rog, arătați-ne dumneavoastră cum ar trebui să fie o oră desfășurată de un profesor foarte bun cu acești elevi care au nevoie de sprijinul nostru. Trebuie să înțelegem că noi trebuie să lucrăm individual cu elevii, să-i luăm. Ați vrut să-i arătați inspectorului cât de greu să fii profesor? Nu. Sau ce ați avut de câștigat din situația asta? Am vrut să-i arăt că nu atât de important este să ai nu știu ce fișe de lucru, să respecti programa și să ai, că de fapt o certa pentru că nu avea în planul de lecție trecut și... Doamnă ministru, în mod cert inspectorul îi cerea ceea ce inspectoratul îi cerea și inspectorului să ceară la școală. Întrebarea... Nu, pentru că în acea fișă de inspecție există și, e clar că trebuie și aceea îmbunătățită, că nu este nimic... Asta vă zic, adică nu-mi imaginez că a ieșit din fișa postului inspectorul care a cerut ce cerea. Nu, dar n-a manifestat niciun fel, de bunăvoință, nu a sprijinit cadrul didactic, nu l-a consiliat cu bună credință. Asta trebuie să facă, de fapt, un inspector. Am înțeles câte lucruri trebuie să se întâmple în educație. Întrebarea este și, iertați-mi pragmatismul, dar suntem în mijlocul anului școlar. Întrebarea este, ce ar trebui să vedem ca să simțim că se schimbă ceva până când se termină acest an școlar în iunie anul viitor? Ce pași puteți să faceți până atunci? Tot ce putem face la acest moment este să construim pentru anul școlar următor. Pentru că nu putem în mijlocul anului, sub nicio formă, să venim cu măsuri care să perturbe anul școlar. Ce-am putea nu să este vedem? Bine, nu este bine nici pentru elevi, nici pentru părinți și nici pentru profesori. Ce am putea să vedem la începutul anului școlar următor, doamnă ministru? Cu siguranță veți vedea implementarea, pilotarea masteratului didactic. Cu siguranță veți vedea o nouă abordare referitoare la inspecția școlară. Cu siguranță veți vedea o transformare curriculară și îmi doresc aici ca noi toți, fie elevi, fie profesori, fie părinți, sindicatele, cu toții, să construim un sistem de educație în care să performăm cu toții. Simeon Hancescu? Da. Se mai poate face ceva până la finalul acestui an școlar? Operațiune demarată deja, oamenii o așteaptă cu mare interes. Spuneam în intervenția mea de faptul că acei inspectori care merg la școli verifică bibliografia. Hârtii. Hârtiile sunt făcute de dascăli.
să-i lăsăm pe dascăl să-și facă meseria. Ceea ce, doamna ministru, cred că a început deja. Sperăm ca la 1 septembrie 2020 să nu-i mai găsim pe profesori zi de zi întocmi hârtii complet inutile. O ultimă întrebare la final. Care va fi beneficiul pentru elevi, Simion Hancescu? Va fi foarte mare, pentru că acel dascăl se poate axa efectiv pe pregătirea pentru ore. Nu va mai sta acasă să facă referate și alte documente, va avea timp mai mult ca să pregătească pentru clasă. Marius Nistor? De o jumătate pe ideea care a fost enunțată mai devreme, trebuie găsite neapărat acele unități unde se poate pilota un sistem care să fie schimbat radical, unde să existe mai multă libertate pentru cadrele didactice. Știți de ce? Pentru că prin astfel de pilotare poți recâștiga încrederea corpului profesoral, astfel încât să nu le fie teamă de schimbare. Pentru că în spațiu public, în momentul de față, se lansează doar chestii de genul acesta. Se vor tăia discipline, se vor tăia ore, vor fi dați afară oameni, așa nu-ți câștigi oamenii alături de tine. Oamenii nu vor susține o mișcare de schimbare, de reformare a sistemului educațional. Și vreau să vă spun că peste tot în lume politica este aceeași. Dacă vin cu metode noi de predare, automat încerc să stimulez cadrele didactice astfel încât să le capacitez interesul pentru modificările în cauză. Asta este calea. Marian Staș? Pragmatic, în opinia mea, un semnal bun pe care îl poate da Ministerul Educației și Guvernul României este acela de a agrega o echipă care să se ocupe de construcția acestui proces și de a pune în mișcare un mecanism de proiectare pentru ceea ce înseamnă pilotare de transformare de sistem, pentru că sunt toate proiectele vor converge și vor merge mână în mână în ceea ce privește această transformare. De asemenea, un aspect important este cel de comunicare și încă o dată felicitări pentru faptul că ați făcut acest set de emisiuni, pentru că un lucru pe care aș dori să-l demontez eu acum aici în direct este următorul. Faptul că transformăm curricular nu înseamnă că rămân profesori pe drumuri. Faptul că transformăm curricular nu înseamnă că rămân profesori pe drumuri, pentru că printr-o legislație adecvată putem să construim un model de carieră didactică cu opțiuni orizontale în care activitatea la catedră să fie de pildă 1%, să fie și alte opțiuni care să intre în calcul la vechime și la pensie, pe care l-aș corobora și aici iarăși avem de bătut palma cu ceea ce înseamnă tema de meritocrație, de pildă printr-un contract pe 5-7 ani cu o salarizare corespunzătoare. Eu pusesem atunci 1000 de euro brut în loc de 1000 de lei net, pentru că eu cred că o modalitate de a ține calitatea procesului educațional este și aceasta, dar probabil că va fi o temă ulterioară. Însă cred că în momentul de față cel mai important semnal este semnalul politic, care să activeze, așa cum spuneam, articolul 26, respectiv faptul că faptele ne stau acolo unde ne sunt vorbele. Vrem să facem transformarea ca atare și suntem pregătiți să o începem. Și să încheiem dezbaterea unde am început-o, așa, pentru că această dezbatere e despre educație și educația este despre elevi. Rareș Voicu se întoarce mâine la Brăila și le spune colegilor lui: am fost la o dezbatere aseară la Europa FM despre educație, cu ministrul, cu sindicatele, și acolo ce am aflat? Am aflat că avem idei bune, dar mai avem mult până departe. Și că, în ciuda faptului că există dorință aproape din toate părțile, ne lovim uneori de niște lucruri atât de superficiale când vine vorba de schimbare și de o rezistență care aproape nu are sens. La ce te referi acum? Te întreabă colegii tăi, dar de ce spui că nu se poate? Că i-am auzit pe toți spunând că se poate. Dacă mă întreabă colegii mei, atunci le voi spune că mă refer la poate zecile de caiete pe care le avem de învățat pentru bacalaureat. Dacă mă întreabă colegii mei, le spun că poate ne refer la acele materii pe care ne sunt predate și pe care nu le înțelegem pentru că nu sunt predate astfel încât noi să le înțelegem. Dacă mă întreabă colegii mei, le răspund că mă refer la acei ani pe care noi îi petrecem în școală, că sunt 8, că sunt 12, că sunt 13, nu are importanță, și în urma cărora noi nu ieșim cu competențele de care avem nevoie ca să devenim cetățeni funcționali în societate. Asta le voi spune colegilor mei. Colegii tăi, tu ești în clasa 11-a, e clar, trebuie să înveți pentru bacalaureatul așa cum este acum. Doamnă ministru, aveți vreo intenție să schimbați examenul de bacalaureat? Să răspunzi de acum că... E momentul. Nu este momentul să...
Nu se poate, pentru anul acesta școlar nu, el nu se viitor poate. Bacalaureatul. Nu, voiam să lămuresc. Pentru anul acesta școlar nu se poate schimba nimic. Ceea ce pot să spun este că putem să facem, să construim măcar pentru anul viitor, măcar subiecte în așa fel încât, tot așa, pilotându-le și pe acestea, cum am făcut și în trecut, subiecte care să fie mai aplicate și care să nu, să nu mai fie bazate pe memorie. Dar să dacă școala nu predă aplicat, de ce examenul să fie aplicat? Nu, se poate construi un astfel de subiect în așa fel încât să vină și în întâmpinarea elevilor. Vreau să fiu cărcat așa, cum haideți să fim serioși. Din testele PISA, cred că a rezultat următorul lucru, că în mediul urban rezultatele sunt peste media la nivelul Uniunii Europene. Bucureștiul se încadrează la nivelul capitalului. Dați-mi voie. Vorbim de învățământul rural, unde avem probleme majore, unde de peste 20 de ani se tot relansează învățământul de acolo, da? Prin măsuri care au fost începute și niciodată dusă la capăt. Marius Nisor, lider sindical, tocmai a lansat următoarea dezbatere Europa FM despre educație. Vă mulțumesc tare mult pentru participare. Monica Anisie, ministrul educației, se întoarce înapoi la guvern, ședință de guvern pe marginea bugetului. Marius Nisor, Simion Hancescu, lider sindical, mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă întoarceți la ședințele de la sindicat, dacă înțeleg bine. Rareș Voicu, înapoi la școală. Maria Staș, mulțumesc tare mult, succes. Vă mulțumesc tare mult de asemenea pentru că ați urmărit această dezbatere la Europa FM. Vor mai fi și altele, contați pe noi. O seară bună! Piața Victoriei. De luni până joi, de la 18:15 la Europa FM.